Mă bucur tare să-l am alături de mine pe primarul comunei Găvojdia, domnul Stoica Dănu-Stoma, și echipa dânsului, consilieri locali, actuali, viitori, președintele PSD Găvojdia, întreaga organizație PNL Găvojdia, astăzi prezentă la sediul PSD Timiș, echipă care va candida în 2024 la alegeri locale din partea Partidului Social Democrat. Vă spuneam că mă bucur mult pentru faptul că l-avem pe Dănuț alături de noi astăzi. Este de asemenea unul din primarii performanțe ai acestui județ, cu care am avut o colaborare importantă, fructoasă în acești ani de zile. Am hotărât că vom candida la Partidul Social Democrat, pe listele Partidului Social Democrat, pentru că am considerat că pentru comuna noastră e cel mai bine să venim la un partid puternic și la o organizație care ne-a sprijinit și în acești ani, chiar dacă nu eram de aceeași culoare politică. Domnul președinte Simonis, a fost singurul parlamentar care ne-a vizitat comuna în acești 4 ani. În rest, din campania electorală trecută, n-am mai văzut pe nimeni pe la noi. Deci, de câte ori am apelat, am avut tot sprijinul și am colaborat foarte bine și sunt sigur că în viitorul mandat vom implementa în comuna noastră proiecte importante.